După victoria neconvingătoare din prima etapă în fața Stelei, elevii lui Stâng au plecat la Oradea deciși să arate ce pot. Cum și adversarul era unul modest, Novang și colegii săi au defilat pe teren. Niciun moment nu s-a pus problema învingătoarei. Energia a condus cu 15-13 la pauză și s-a distanțat serios pe tabelă în partea a doua. Scorul final a fost de 36-27, astfel că handbaliștii s-au întors mulțumiți la Târgu Jiu. N-ar fi cazul însă să se îmbete cu apă rece, atât Steaua cât și Oradea. Adversarii din primele două etape sunt printre cele mai slabe echipe din campionat și se vor bate la final pentru evitarea retrogradării. Cu aceste două victorii, gorjenii s-au instalat totuși pe locul 2 în clasament, la gol averaj fiind depășiți doar de Bucovina-Suceava. Etapa de sâmbătă va programa, de altfel, derbiul surpriză al începutului de campionat, Energia urmând să primească chiar vizita sucevenilor. Meciul se va juca sâmbătă seara de la ora 18 în sala sporturilor din Târgu Jiu.